Urguța, te rog. Da, nu este o inaugurare propriu-zisă, este finalizarea primei etape pentru Fantasy Park, în sensul că au ieșit constructorii, sau se face recepția. Urmează să așteptăm un pic să crească plantele până la primăvară și de asemenea să pregătim căsuțele pe care le vedeți aici cu mobilier și foarte multă butaforie și foarte multe lumini, așa cum i-am obișnuit pe Craioveni. Practic, acest parc are trei zone.